Să-i numere mai întâi și după aia să-i... Era fain, era fain. De numere. Veni pentru ospătar, ajutor de bucătar, barman. Ce oferiți? Locuri de muncă. În jur de 6 locuri de muncă. Deci, în experiența altor de când ați făcut angajări, oameni care cred că da, am avut experiențe și eu zic că o să găsim 2-3 oameni cel puțin. Da, un loc de muncă sigur, seriozitate, asta cerem și de la cei intervievați. Care sunt problemele care se confruntă un angajator din Reșița la ora actuală? Cele mai mari probleme sunt seriozitatea celor pe care îi angajăm. Se întâmplă deseori ca cei care vin să se angajeze să aibă pretenții mult prea mari pentru calificarea pe care o au? Din păcate da, de cele mai multe ori și să știți că lucrăm mai bine cu oameni de vârsta a doua. Tineretul în ziua de azi vor bani mulți și muncă puțină. Mulțumim. Eu încă am doctorat așa, cu asistență socială, mai mult cu CRO și nu prea așa. Nu-i nu știu despre ce-i vorba. Știi că data de câte aveți? Da. Eu am Ne uităm, deocamdată ne calificăm, că eu am calificare pentru laminator. Nu ați găsit nimic? Deocamdată nu. Deocamdată multe lucruri? Nu, nu, acum. Acum e prima dată. Păi, salariul și programul. Atât. Câți ani aveți? 52. Mulți înainte. E greu să vă integrați în piața muncii? Nu, nu. Nu, că am lucrat... De la 18 ani. Da. Și ce anume v-ar interesa altceva? Păi am lucrat și în confecții, am lucrat acum să văd unde ne convine și ce ne oferă, normal. Îi ceva, îi ceva. Firma noastră oferă locuri de muncă în domeniul confecțiilor. Avem nevoie de confecționeri, muncitori necalificați în domeniul confecțiilor, manipulant mărfuri, căutăm și pentru calitate cetăciști. Din păcate, încă n-am găsit clienți doritori să se angajeze sau... Ce ar
așteptări aveți de la... Deci am venit foarte optimistă și sper să nu fiu dezamăgită. Sper să reușim să angajăm câteva persoane măcar. Dar cum ar trebui să fie angajat? Nu căutăm neapărat experiență, să aibă bunăvoință să învețe, avem răbdare cu ei. În ziua de azi este greu, este foarte greu. Ne întâmpinăm cu o problemă acută de lipsă de personal. Renunță foarte repede, nu știu, din cauza lipsei de experiență, nu ne dăm seama de ce, nu reușim să îi facem să stea mai mult. Carpen Floarea, inspector resurse umane la Dual Borstena. Bună ziua, reprezint firma Electroconsult Caraș. Este pe piață din 96. Încercăm să ne menținem pe piață ca și până acum, dar lipsa forței de muncă este o problemă în zonă. Noi facem mentenanța pentru Enel și avem nevoie de electricieni calificați. Din păcate, sunt foarte puțini în zonă și dorim o colaborare cu AGOFM-ul în sensul ăsta pentru calificarea personalului în această meserie. Nu, din păcate nu prea vin. Deci electricienii calificați pe joasă și medie tensiune sunt destul de rar, de rari. Și nu prea reușim să ajungem la ei. Acum avem așteptări și de la școala duală să se termine prima generație, dar putem aștepta și de la bursa locurilor de muncă ceva. Chiar și muncitori necalificați pe care noi să-i calificăm la locul de muncă, dar să fie dornici de a învăța meserie. Da, da, un loc de muncă. În domeniul veterinar, asistent veterinar sau la pază și protecție. Nu, încă nu, încă nu, mă uit. Mi se pare oferta de la bursă. Poftim? Mi se pare oferta de la bursă. Sunt locuri de muncă. Cred că da. Cine vrea să muncească, găsește. Chiar dacă nu găsești aici la bursă, găsești în altă parte. Deci dacă vrei să muncești, găsești. Am lucrat 5 ani pe Timișoara. Și am plătit gazdă cu banii mei. Nu am luat prima chirie sau cum îi lege aia. Deci cine vrea să găsească, găsește. În Bocșa, aș vrea că eu sunt din Caraș, de la Bocșa, de la Ramna și dacă nu găsesc acolo, mă duc înapoi la Timișoara. Bună ziua! În agricultură. Da, am găsit. La Maxagro. Acum să vedem. Gata aia. Poftim? Sunteți de mult în căutarea unui loc de muncă? Nu, câteva luni. Care sunt pretențiile dumneavoastră de la loc de muncă? Păi, care să fie? Să... Eu am muncit tot 12 ore, 16 ore, 14 ore. Nu. Acum munca să se plătească munca. Care este pentru noastră un salariu bun? Ce este pentru noastră un salariu bun? Salariul bun să poți să trăi decent. Nu. Da, uite, noi suntem din partea aia de acolo și acum cu transportul mai greu, dar acolo am găsit la Gătaia aproape să vedem acum, să vorbim cu... Pandemie, iată că ne reîntâlnim din nou la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Acest eveniment este dedicat tuturor angajatorilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă care vor să angajeze și persoanele care vor să se angajeze sau să se reorienteze profesional.
În cadrul acestui eveniment am invitat un număr de 102 firme, dar s-au prezentat doar 34, cu număr de 217 locuri. Față de bursa trecută din 2019, când au fost 28 de participanți, firme, cu un număr de 217 locuri. În cadrul acestui eveniment avem colegii de la formare profesională care prezintă cursurile de formare pentru cei ce vor să se reorienteze profesional. Avem colegul de la EURES care informează locurile de muncă în străinătate și avem compartimentul de economie socială. Aceste evenimente se pot desfășura la solicitarea angajatorilor care doresc să angajeze și se pot organiza și mini-burse. Angajatorii este cu care am vorbit, se plâng că nu găsesc un personal calificat și așteaptă și de la o femeie de calificare. Da, tocmai cum v-am spus mai devreme, noi organizăm întâlniri cu angajatorii, mese rotunde, pe bază de chestionare, solicităm cam de ce meserie ar avea nevoie angajatorii și în urma acestor chestionare, noi ne organizăm să facem cursurile de calificare pe diferite meserii care se cer. Meseriile sunt aceleași, bucătar, ospătar, confecționer, camblaje, inginer, frizer, deci sunt aceleași meserii, inspector SSM, agent de pază și securitate, care noi de fapt le derulăm. Momentan nu caut, vreau să fac un curs și după aia îmi caut de lucru. Eu pe zugrav obțitor îmi caut. Cam greu cu lucru. Cam greu de găsit și salariile mici. Aia ne umără. O zi bună.